Astăzi am avut o ședință de birou extraordinară, unde am validat cele 53 de adeziuni, cele de înscriere în partid. O parte dintre ei sunt aici în sală, pentru că am văzut fel și fel de declarații de presă, cum că unii n-ar fi făcut parte din Partidul Democrat Liberal. Despre lucrul acesta va vorbi colegul meu, Paul Hreniuc. Eu aș vrea să mă refer strict la această chestiune în care noi ne exprimăm satisfacția și mulțumirea. De asemenea, oamenii au ales să intre în sânul partidului nostru. Aș dori să mulțumesc acelor tineri colegi de-a mei care m-au urmat. Deși inițial doream să demisionăm și să nu ne înscriem în altă, să mai facem politică, pentru că eram pur și simplu dezgustați de tot ce se întâmplă în politica românească. Știm noi de unde vine... Într-o parte a politicii românești. Știm noi de unde vine stilul ăsta de politică de mahala, cum vrem să comentăm acum, atât doresc să le mulțumesc. N-am să dau curs, știu eu, unor persoane care sugerau să-mi văd de activitate, să-mi văd de copii, că politica nu este pentru mine, ci pentru, știu eu, anumite persoane care se cred administrator sau patron de partide politice. Nu este adevărat. Acum 20 de ani, mulți tineri erau murit pentru ca noi să ne exprimăm liber, să putem să facem parte dintr-un partid politic și să putem să facem politică. Nu știu, probabil că unii cred că dacă nu ai 5 facultăți făcute la Cernăuți sau știu eu unde, nu poți să faci politică. Nu este adevărat. Sau au nu știu câte facultăți și uitați să-și ia bacul. Asta este important. Sunt locuri pentru fiecare, cred eu. Nu putem să-l spunem acestor tineri, voi lăsați politica, mergeți fiecare și vă vedeți de treburile voastre, că știm noi care suntem mai vechi cum să facem politică. Este de-a dreptul rușinos. Aș vrea să spun că nu sunt omul nimănui. Deci, tot felul de discuții, ca aș fi omul Sandei Roma. Nimic mai fals. Nu doamna Sanda Roma nu m-a propus în birou. M-a propus organizația PDL locală după rezultatele de la alegeri. Dacă dorește presa, în scurt timp vă pot aduce un proces verbal cu data când am fost ales secretar executiv. Că am fost dat afară, că nu figurăm. Deci astea sunt lucruri rușinoase să transmit fostilor membri. Sigur, noi credem că prin fuziunea dintre PLD și PDL am fost membri. Eu cred că dacă, știu eu, s-ar verifica actualele consiliere județene și locale, nu fac parte din PDL, dacă provin din PLD. Și s-a pretat la asemenea lucruri. Deci pe demisia care și-au dat-o acei membri, scria, nu fi așa frumos, nu figurați în evidențele PDR Orientația Sighet. Care spun din partea... Nu este adevărat nimic că acei demisionați sunt luați din cărțile de telefon, că au fost trei, că au fost... Deci numai la conferința de presă au fost vreo 7, cine a fost acolo, a văzut, i-a cunoscut. Foarte mulți dintre dumneavoastră, din presă, pe mulți dintre acești tineri, i-ați văzut, i-ați văzut la ședințe, i-ați văzut în campanie, i-ați văzut... deci nimic mai fals. Deci a fost o singură problemă cu o fată care și-a trecut adresa, locuiește chiar vecină cu domnul senator Bârlea, și-a trecut adresa de pe cardul de identitate BRE. Nu știu dacă este atât de important acest amănunt, putem să-l discutăm dacă se dorește. Referitor la celelalte acuzații care mi s-au adus, că am fost vânător de funcții, de posturi, nimic mai fals. Pentru că ați fost prezent și presa acolo când am spus față de domnul Mircea Man, că nu vreau nici măcar să fiu pe lista consilierilor locale. De ce să vină acum cu diferite argumente, așa pe la spate, domnule, au văzut că nu au primit funcții. Nici eu, nici domnul Petrescu n-am cerut niciodată nimic. Aș vrea să
transmit un mesaj, dacă aș putea să-l numesc în felul acesta. La Sighetul Marmației se întâmplă un lucru care nu, sau pe care nu-l vedem în alte localități, în alte județe. Membrii unui partid aflat la guvernare pleacă și se înscriu într-un partid al opoziției. Partidul Național Liberal, în acest moment, este un partid al opoziției. Vă anunț tot în cadrul acestei conferințe de presă că un om drag mie și drag nouă tuturor datorită activității pe care a desfășurat-o în Sighetul Marmației, Marin Pihuleac, astăzi a făcut pasul după 2 ani în care ne-am chinuit să-l convingem să intre în politică, pentru că mai n-a fost și candidat la Consiliul Local Sighetul Marmației cu unul dintre rezultatele cele mai bune din istoria alegerilor de după 1990, sigur că sunt independent. Fapt care ne bucură și am vrut să-l aduc la cunoștință opiniei publice, pentru că Marin Pihuleac înseamnă ceva pentru generațiile tinere, înseamnă ceva inclusiv pentru cei din generația mea. Am 42 de ani și da. Consider că 20 de ani a fost suficient să studiez și să analizez această scenă politică și chiar să aleg astăzi. Am ales cu sufletul, am ales cu inima și nu vreau să spun vorbe mari, nu vreau nici foarte mult să vorbesc. Așa este, în urmă cu mulți ani am stat de vorbă și cu și cu domnul președinte Ovidiu Nemes și astăzi am considerat că este momentul să iau această decizie și am luat-o, cum am spus și adineaur, cu sufletul și cu inima. Sper ca și colectivul pe care îl văd astăzi și din care voi face, vreau să repet, deja fac parte, nu știu, vom simți cu toții ca o familie și nu vor exista nici scenele pe care le vedem, din păcate, la televizor și pe care le auzim, din păcate, la alte partide. Vă mulțumesc din suflet pentru primire. Vă rog să contați pe mine și, dacă am mai spus-o, eu repet, vreau să cred că am făcut cea mai bună alegere. Vă mulțumesc.